Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În România are loc o epidemie de fumat în rândul adolescenților. Mai mult de jumătate dintre elevii de liceu au fumat țigări electronice sau produse de tutun încălzit în ultimele 30 de zile, arată datele preliminare ale celui mai recent studiu din România despre fumat, realizat de Institutul de Sănătate Publică în toamna anului trecut. Situația aceasta este favorizată și de absența reglementărilor clare în privința țigărilor electronice, care sunt promovate agresiv de industria tutunului, mai ales în rândul tinerilor. La telefon este Ramona Brad, președintele Inițiativei Civice 2035 Fără Fumat. Bună dimineața! Bună dimineața, Vlad! Ramona, care este incidența fumatului în rândul adolescenților din România prin comparație cu restul Europei? Ai menționat exact, de fapt, care este problema legată de fumat în România, respectiv utilizarea țigărilor electronice sau țigărilor tradiționale în rândul adolescenților. Aici este, de fapt, problema cea mai mare a României în raport, prin comparație cu media europeană, respectiv vârsta la care are loc debutul acestui comportament la copii și prevalența, spunem noi, în limbaj de specialitate, adică câți copii de grupe de vârstă 13-15 ani sau 15-16 ani folosesc țigări tradiționale sau clasice sau țigări electronice sau tutun încălzit, pentru că avem trei categorii de fumat în acest moment în rândul adolescenților. Și cum stăm din punctul ăsta de vedere? Adică Suntem în partea superioară a clasamentului din punct de vedere al proporției adolescenților care au fumat cel puțin o țigară în ultima lună. România, alături de Bulgaria și Italia, sunt țările cu proporție de fumători adolescenți care trec de 30% în ultimul an în care datele europene au fost colectate. Există o multitudine de studii care sunt realizate în rândul adolescenților, de asta datele la care ne referim uneori diferă din punct de vedere vârstă. Există studii care se fac pe copiii de 13-15 ani, care este intervalul de vârstă în care se consideră că majoritatea adolescenților debutează cu fumatul, dar există și studii pe populația de liceu, adică 15-16 ani, așa cum a fost și studiul din care Institutul Național de Sănătate Publică a prezentat datele din octombrie, sau datele de preliminare, de fapt, din octombrie-decembrie 2022. Deci, ca să înțelegem așa, pentru că procentele par foarte aride și seci, așa, spunem 30%, spunem 10%, spunem 15%, când te gândești că o generație, adică un an de vârstă la copii înseamnă vreo 200.000 de copii, dacă spunem că 30% din copiii de 15-16 ani sunt fumători, asta înseamnă în cifre extrem de mult. Asta înseamnă că zeci de mii de copii cheltuiesc banii familiei pe niște produse care urmează să le facă rău. De ce situația asta? Adică de ce în România avem această situație? De ce nu avem reglementări mai clare în privința asta în România? Păi răspunsul este dat de faptul că știm foarte bine, sau se știe cu precizie, cum debutează fumatul la categoria de vârstă foarte mică. Fumatul debutează într-un context, în general, în majoritatea țărilor, în care comportamentul este normalizat în societate. Adică copilul este învățat și bombardat de la vârste foarte mici cu ideea și cu imaginea că fumatul este normal. Vede reclame pe toți pereții, vede reclame la punctul de vânzare în magazine, produsul este accesibil, să nu uităm și acest lucru, prețul este un factor extrem de important din punct de vedere al accesibilității copilului la produsul din tutun. Deci toate astea reprezintă un cumul de factori care fac ca adolescentul să aibă acces ușor, facil și permanent la produs. Reclamele de la punctele de vânzare din orice supermarket sugerează că fumatul ăsta electronic e cool, că fumează tineri și tinere mișto, cu mașini, pasionați de tehnologie, care călătoresc cu iahtul și așa mai departe. Da.
sunt strategii de marketing pe care industria de tutun le-a dezvoltat în acest sens și ca atare, evident, și extrem de eficiente, pentru că scopul principal al acestei industrie este fără doar și poate să ajungă la cât mai mulți consumatori și să mențină acei consumatori victime potențiale cât mai multă vreme. De aceea este important să avem reglementări și de aceea atât Organizația Mondială a Sănătății cât și Comisia Europeană spun să fie reglementări cât mai stricte și cât mai uniforme în sensul limitării promovării produselor din tutun în spațiu public și scăderii cât mai mult a accesibilității, mai ales a tinerilor. Știu că problema asta cu taxarea produselor din tutun este o chestiune sensibilă și care în ochii fumătorului adult din România nu dă foarte bine. Doar că, cumva, acest instrument al taxării, cât mai ridicate, impactează disproporționat copilul și adolescentul. El e cel care își va permite mult mai puțin să aibă acces la produs. Deci, alături de interzicerea oricărei forme de promovare și reclamă, taxarea este un instrument extrem de important și care este dovedit în multe țări din Europa care impact major pe reducerea prevalenței fumatului la grupa de vârstă mică. Există o diferență de reglementare acum și în România și în restul Europei între țigările clasice și aceste produse noi, țigări electronice, care conțin tot tutun, dar care nu este ars, ci încălzit. De ce această diferență de reglementare și ce se întâmplă în restul Europei în acest domeniu? Da. Diferența de reglementare a venit pe fondul unui oportunism al industriei de tutun, care a profitat de zidurile legislative existente în majoritatea țărilor europene și cărora, evident, le este în mod tradițional relativ greu să țină pasul cu inovația, între ghilimele, adusă de industrie. Și atunci se profită de acest vid de legislație, de acest vid de legislație s-a profitat în multe momente istorice, se aduce aminte probabil că au fost multe momente în trecut în care au fost lansate variante slim ale țigărilor, variante mentolate, variante adresate în mod clar categoriilor de vârstă pentru care acceptabilitatea era mai problematică către femei, către copii și adolescenți. Deci industria încearcă permanent să profite de aceste viduri de legislații. Și așa, într-un astfel de context, a avut loc și lansarea și promovarea atât de intensă a acestor noi produse ca fiind mai sănătoase. De fapt, intenția sau obiectivul foarte clar este ca prin această repoziționare să se beneficieze de un regim de taxare diferențiat. Ceea ce se întâmplă în România în acest moment, pentru că și autoritățile române au fost prinse nepregătite la acest capitol. Dar în Uniunea Europeană? În Uniunea Europeană, multe din țările europene au început să ia măsuri în acest sens. Deci există legislație de uniformizare a reglementărilor și pentru aceste produse în multe din aceste țări și există recent o inițiativă a Comisiei Europene care se uită din nou la acest lucru, inclusiv ca parte a Planului European de Combatere și Control al Cancerului. Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile și informațiile. A fost în direct în deșteptarea Ramona Brad, președinta Inițiativei Civice 2035 Fără Fumat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.